Stimați telespectatori, am bucuria să vă prezint în calitate de invitat al videomagazinului pe Vasilica Tastaman. Pentru publicul meu scump și drag, pentru iubiții mei spectatori. Maiorița! M-am întâlnit azi! Azi m-am întâlnit cu iubitul tău, Alec, într-o casă și m-am sărșinat să spun că nu te iubești de fel. Nebună! Da, Leonil, al tău, cum se mai poate cu tine? Ca un leu! Mă iubești mai mult decât trâmbița scadronului și mi-a făgăduit că m-a luat. Și bine a fi să ne mărităm odată în două. Poate da Dumnezeu. Dan spune, gătitul ți-ai costum de bal maschie? Păi gata, însă mă tem să mă îmbrac cu el. Pentru și? Când gândesc să mă duc la bal maschie, fără știrea tătănii meu, mi se taie gustul. Nu fi copilă și te tem dacă ai să fii cu mine? Știu, dar dacă afla tatăl meu. Haideți, dar să mergem cu toții la bal maschie! Vasilica, ai lipsit 10 ani din țară. Ți-a fost dor, nu? Știu că ne spuneai că nu poți să vii. Acum ai putut să vii, cum ți s-a părut? Bucureștiul, lumea, cum ai găsit tu locurile tale, dragi? Am fost tot timpul așa, cum se spune, în alertă. Am avut emoții îngrozitoare. Mi-a fost dor, am umblat pe străzi. M-am uitat la toate clădirile, la fiecare colț. Atâția ani în Bucureștiul ăsta, pe care l-ador, la fiecare colț m-am uitat. Trăind într-o lume foarte retrasă și pentru că am luptat câțiva ani să mă ascund, pentru că știam că chiar dacă mă arăt, nu mă știe nimeni și nu cunosc pe nimeni. Și am trecut de chinul ăsta groaznic și am început să înțeleg, chiar să mă conving că sunt singură așa, sunt singură și nimeni nu mă cunoaște, nimeni nu mă știe. Și sigur că am altă lume și am alți prieteni, dar nu prietenii mei, oamenii mei iubiți și dragi ca tine, care știi că te iubesc, cu care am muncit atâția ani, oamenii, colegii mei cu care am fost așa de buni prieteni și așa de mult am tras și așa de greu a fost și așa de frumos a fost în același timp. Și în mintea mea s-a creat așa o idee, eu cred, total idiotă. Ori eu m-am schimbat îngrozitor, eu dau vina pe mine, eu m-am schimbat probabil foarte mult, după 10 ani oricum, e mult. Dar când am început să-mi revin un pic, m-am urcat într-un troleibus și am luat bilețelul și nu știam cum să procedez cu biletul și am întrebat pe cineva, cum fac? Și persoana a fost foarte amabilă și mi-a spus, bine ați venit, doamna Vasilica. Vezi că te-au recunoscut. Și mi-a bătut inima. Publicul să știi că te iubește și nu te-a uitat deloc, Vasilica, asta este adevărul. Câte magazine duminicale am făcut? Eu țiu minte ceva? Eu îmi amintesc perfect. Un album duminical. 73-74. Exact. Unde Stella Popescu și cu mine. Am prezentat emisiunea, da. Și eram surorile Kessler. Ce am știut întotdeauna? Dacă dai publicului, publicul, indiferent care e țara, publicul e fericit și te răsplătește. Există recunoștința publicului. Aici, la noi în teatru, pentru că toată viața mea e aici și toată viața mea am trăit aici. De foarte multe ori erau spectacole, matinee sau, mă rog, unde auzeam așa în culise, vai ce public, să nu spun exact, dar chiar de ce să nu spun, vai ce public prost. Ce s-a întâmplat și așa ceva? Niciodată. Eu m-am supărat întotdeauna și am spus nu. Publicul nu e niciodată prost. Publicului trebuie să-i dai, să te simtă că ești cu el, că ești sincer, că se bucură, că își descălțește fruntea și publicul te răsplătește. Și asta s-a întâmplat
și în Suedia. Eu mă bucur. În cu totul altă limbă, o limbă îngrozitor de grea. O limbă care pe mine sufletește nu m-a afectat. Nu am avut aceeași sensibilitate, aceeași durere dulce care o ai cu emoția când joci în limba ta maternă. Dar publicul a fost public. Eu mi-aduc aminte... Și am fost foarte fericită. Mi-aduc aminte de un spectacol de la Teatrul de Comedie, da? Cu trei surori, cu piesa Trei surori a lui Cehov. Mi-aduc aminte de un moment din piesă în care cele trei surori duceau o discuție, da? Și tu, cum nata, treceai prin scenă cu o lumânare sau o ceașcă, o lumânare parcă. Da. Și țin minte că nu scoteai nicio vorbă. Ai trecut odată, publicul te-a văzut, te-a remarcat, a mutat centrul de atenție pe tine, tu ai repetat gestul în sens invers, ai traversat scena la... și pe a doua traversare, da, țin minte că sala a izbucnit în hohote de râs și în aplauze. Era pur și simplu un gest simplu, un mers simplu de, da, traversare. Da. Dar, pentru că scena era o scena de dramatică, era dramatică, profund dramatică, între cele trei surori, Sanda Toma, Stella Popescu și Liliana Țicău, eu fiind cumnata, de altfel am avut și o cronică foarte simpatică, trei surori și o cumnată. Drumul la film pentru mine a fost, de altfel, și, ca și în teatru, că sunt treptele. Pentru mine nu au existat. Eu am fost așa ca... Așa a fost. Am fost ca un fulg care trece peste aceste trepte, ca un fulg ușor. N-am avut niciodată nicio greutate. Și asta viața mi-a dat și așa a fost. Primul film, cu un rol foarte frumos, primul film, Technicolor, Dale Carnavalului, cu o distribuție excelentă. Da, acest film l-am făcut absolut întâmplător, pentru că eu m-am dus să fac fotografii pe un platou, undeva, acum am auzit că nu mai există, să fac fotografii. Am făcut fotografii și m-am amuzat și am râs și la un moment dat m-am așezat pe scaun, am căzut cu scaun cu tot, m-am lovit. Și la un moment dat au venit spre mine doi domni care m-au întrebat dacă sunt actriță. Am spus da, la teatru, la teatru municipal. Aveam direct... Mai erai la doamna Bulandra deja. Aveam o mare directoare de teatru. Doamna Lucia Surza Bulandra. Și m-au întrebat dacă vreau să fac o probă de film. Și eu am spus, o probă de film? Nu știu ce înseamnă o probă de film. N-am făcut niciodată probă de film. Și nu știu că nimic. Pui costumul, îți facem un machiaj și îți pui o replică. Cu Tamara Buciuceanu. Tamara Buciuceanu pe care o iubeam, cu care am jucat la Teatrul Giulești. Și m-am ușurat și mi-amintesc că a fost așa. Ea m-a întrebat ce cauți aici, madamo? Și eu îi spuneam, dar dumneata ce cauți aici, madamo? Asta a fost tot. A doua zi am primit un telefon de la regizorul Gheorghe Nag și Miheleș, care acum toată lumea după ce i-a cunoscut, și mi-au spus, sunteți distribuită în Didina Mazu. Ce persoană! Așa că așa a fost... Așa mi s-a întâmplat cu toate. Ăsta a fost primul tău film? Primul meu film.